Sunt atât de bucuros că sunt accidental prezent din nou la Bucov, dar Dumnezeu în providența sa are ceva pentru noi în această dimineață. Subiectul este uh, intitulat Pescar de oameni ascultând cu atenție uh, răspunsurile extrem de inteligente pe care frățiorii noștri dragi și scumpi și surioarele noastre le-au oferit la școala de sabat, m-am simțit extrem de ispitit să schimb subiectul. Dar pentru că a trebuit să mențin un protocol, am zis că o să fac o simbioză și o să încerc să reunesc acele idei nobile care au fost transmite de frați în școala de sabat și să încerc prin Harul lui Dumnezeu să le împachetez într-un mod cât se poate poate de frumos, ca să plecăm prieteni acasă și să descoperim că de fapt toți avem același gând, avem aceeași intenție de a sluji Domnului Hristos și de a-i urma pe calea vieții. Amin? Aș vrea să citesc un, o declarație extrem de frumoasă pe care, mă rog, o pană inspirată al optelea cel mai important personaj din Statele Unite. Știți că a existat o, o revistă care se cheamă Smithsonian, care uh, a prezentat un nume care pentru unii e foarte grotesc, pentru alții este un subiect de bajocură. pentru alții este profetul uh, Babilonului Modern, sau Danielul Babilonului Modern. Uh, deci această personalitate uh, a fost considerată Ellen G. White al optelea, cel mai important sau cea mai importantă personalitate din primii 100 americani care au existat și au impactat societatea americană în mod personal. Ea, această autoare de carte, este cea mai tradusă autoare de carte din toată istoria lumii, rețineți, după scriptură. Nu există un alt autor de carte care să fi scris mai mult, mai complex și să fie mai tradusă ca această personalitate a opta eminență care a impactat societatea și cultura americană așa că îndrăznesc să o numesc Danielul Babilonului Modern. Această personalitate a făcut o declarație de aul sau de uh, extraordinară cu care aș dori să debutez în această dimineață. Dacă ați aduna la oaltă, n-am textul, dar mi-a venit după aceea. Dacă ați aduna la oaltă tot ce este bun, sfânt, nobil... Și frumos în om, adică în noi. Și apoi ați prezenta toate acestea înaintea Îngerilor lui Dumnezeu ca având o parte în mântuirea Sufletului omenesc sau eventual vreun merit care să atârne greu în balanță pentru mântuirea noastră, propunerea ar fi respinsă ca trădare. E, e o declarație tare, o mai citesc o dată, dacă era expusă, poate că vă era ușor să o urmăriți. Dacă ați aduna la o altă tot ce este bun, sfânt și nobil în om și apoi ați prezentat toate, acestea, toate aceste lucruri înaintea Îngerului Dumnezeu ca având o parte în mântuirea sufletului omenesc sau vreun merit care să atârne eventual greu în balanța pentru mântuirea noastră, această propunere ar fi respinsă ca trădare. E, e un lucru extraordinar să înțelegem că nimic din tot ce facem sau nimic din ceea ce inițiem nu va produce sau nu va influența decizia lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Mântuirea este un dar al lui Dumnezeu dat uh, prin sângele Domnului Hristos și jertfa sa. Acum, sigur, dacă Domnul ne iartă, ne spală, ne curățește, ne face sănătoși și noi iară ne murdărim, iară ne îmbolnăvim, iară umblăm în, în mocirlă, este asta randamentul Evangheliei? Să petrecem toată viața într-un spital ca să ne facă Isus bine, după care iar ieșim din spital, iar ne îmbolnăvim? Este asta randamentul? Asta este dinamica pe care Domnul vrea să o producă în viața noastră? Repet, mântuirea este dar, e de neatins. Problema este nu cu păcatul. Păcatul are o rațiune, are o justificare. Sângele Domnului Hristos, ce nu are uh, vindecare este atitudinea omului după ce a păcătuit. De asta depinde foarte mult maniera în care noi ne raportăm la Dumnezeu, cooperăm cu agentul Ceresc. O declarație tot similară. Unul dintre cele mai deplorabile efecte ale apostaziei inițiale a fost că ființa umană și-a pierdut puterea de voință sau puterea autocontrolului, stăpânirea de sine. Deci, ce spune Pana inspirată? Unul dintre cele mai deplorabile efecte ale apostaziei inițiale a fost că ființa umană și-a pierdut puterea de voință. Numai în măsura în care această putere de voință este recâștigată, spune pana inspirată, putem vorbi sau poate exista un progres real în viața spirituală. E profund textul, nu? Deci noi nu avem o problemă neapărat caracter păcat cu tare. Avem o problemă de conexie. Bagi omul în priză, funcționează, luminează. Îl scoți din priză, nu mai luminează. Problema noastră nu este de caracter, problema noastră este de comuniune cu Dumnezeu. Majoritatea suntem intoxicați. Teologie, comportament, disciplină, tot ce trebuie. Dar deconectați de Dumnezeu, nu luminăm. Asta este problema noastră. Și vreau să vă spun o chestie foarte interesantă. Știți că uh, obiceiurile bune sunt ușor de format sau greu de format? Obiceiuri bune. Sunt greu de format. Obiceiurile bune sunt greu de format, dar îți, îți face viața ușoară. Obiceiurile proaste sunt ușor de format. Dar îți face viața un calvar, o mizerie. Sunteți de acord? Deci intervine ceva, suspansul între darul lui Dumnezeu și maniera în care eu mă raportez la darul lui Dumnezeu, care este mântuirea și viața veșnică. Uh, fratele Emanuel a adresat o întrebare extrem de frumoasă la sfârșitul lecțiunii. Dați-mi exemple de eroi care au produs caractere pregătite pentru cer, după un sistem vechi testamental, că problema este de sistem. Noi zicem de sistem. De vreau să vă spun că cel mai important uh, nume din Vechiul Testament care nu s-a menționat și, bineînțeles, din lipsă de timp, evident, cel mai important caracter din Vechiul Testament care a produs lumina sau ecoul caracterului Domnului Hristos este Iosif. Dacă vă uitați cu atenție la viața acestui om, nu îi se raportează niciun păcat în Vechiul Testament. Nu există nimic despre... Și nu numai că Iosif era întruchiparea, spune para inspirată, n-am textul la mine, întruchiparea caracterul Domnului Hristos. Dom'le, sistemul e sistem, că avem de comentat asupra sistemului, dar problema este, cum a putut Iosif să producă un caracter ca al Domnului Hristos? după un sistem așa cum era cel vechi testamental. Deci asta mă împinge la o concluzie, că în realitate problema nu e la Dumnezeu, nu e la învățătură, ci la mine, că nu am o conexie uh, cu Dumnezeu. Uh, Vreau să spun ceva. Uh, ieri uh, că pasăm onoarea de la unul la altul, meritele de la unul la altul. Uh, M-a sunat fiul meu ieri disperat, eram la câmpina într-un tensiune că trebuie să pregătesc subiectul de aseară și mă sună prima dată mă sună fica mea zice nu avem apă caldă mare teribil nu avem apă caldă ni s-a stricat boilerul bun cu, cu ce pot eu să ajut la 5000 de kilometri distanță că nu mai merge boilerul I-am spus lui Jordan, m-am sunat, băiatul zice, tati, cum să fac, cum să repar boilerul. Zic, în primul rând, te duci să cumperi elementul. În al doilea rând, trebuie să instalezi în telefonul tău un app care îți arată um, care este eroarea pe care ți-o dă computerul de la, de la asta. Bun, și-a instalat app -ul? A văzut eroarea elementul de jos, că sunt două elemente care încălzesc apa sus și jos, ăla este stricat. Bun, te duci la Home Depot și face o poză de pe boiler, de pe seria de la număr, pentru că atunci când te vei duce pe uh, această, uh, cum se cheamă, raftul acela, uh, găsești mai mulți elemente pentru diferite încălzitoare de apă și te vei confuza și nu vei ști care se potrivește. Bun, s-a dus acolo, a văzut, nu era sigur, a cumpărat doi. Zice, am cumpărat și unul la șinal. Dacă nu se potrivește ăsta, se potrivește celălalt. Bun, ce fac acum? Zic, ai lumină la sistemul de computerizare? Da, te duci la panelul electric, vezi acolo, scrie water heater, încălzitorul de apă, deconectezi de la acest panel electric și te uiți dacă mai ai lumină la, la boiler. Zice, da, s-a deconectat, nu mai avea lumină. Bun. Te duci jos, deschis. Uh, acea uh, mască în care sunt acoperite firele care conectează elementul 2 și începi să, să le desfaci. Bun. După aceea, deschizi, adică. Uh, 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 uh deschizi sub apa de presiune de deasupra cazanului de încălzire. Bun, am făcut-o. Acum te duci jos, deschizi sub robinetul de evacuare a apei. Bun, acum deschizi robinetii centrali ca să producă aerisirea și să nu se existe un vid ca să-ți oprească apa din boiler. Aștepți 20 de minute. Bun, am așteptat 20 de minute. Acum ia cheia aia pe care ți-am spus-o și începi să întorci să deschizi elementul ușor pentru că apa va veni afară cu presiune. A deschis asta. Bun, acum reînlocuiești elementul cu tare, ai băgat la înapoi, așa, zice, am udat firele de curent, ștergele cu o cârpă, după aia le conectezi, acoperi cu tăblița respectivă, masca așa, și după aia ă, dai drumul, închizi sub apa de presiune, închizi robinetul și lași, apa să, lași ă, boilerul să se încă, în, încarce cu apă. Bun, am făcut așa, te duci acum la panelul electric, a, a, dai drumul la curent și lasă-i boilerul timp să se încălzească. A, fica de sus zice, nu vine apa, dă drumul la robineți, păi zice, vine aer, lasă să se aresească sub apa, așteaptă că va veni apă. Da, dar nu vine apă caldă. Așteaptă jumătate de oră până ce boilerul va putea procesa încălzirea a 60 de litri de apă. În tot procesul ăsta, care poate părea absolut banal, a, fiul meu vine, mă sună la 2.35 azi noapte, după orarul dumneavoastră, zice, tati, avem apă caldă, merge, apul am verificat, nu mai dă eroare, boilerul merge bine. Băi, zic, ești grozav, Tu ai făcut, ai reparat boilerul. Zice, nu, tati, tu l-ai reparat. Cum să repar eu că sunt în România? Nu, tu l-ai reparat. Ce morală am înțeles eu din această experiență? Că noi Ascultăm pas cu pas de voința lui Dumnezeu și executăm ce ni se spune, că doar de aia ne-a dat conștiință și rațiune. E adevărat că avem o problemă cu puterea de voință, corect? Dar puterea de voință supusă Domnului Hristos prin permanentă cooperare, căciune mă, povestești cu Domnul ca un prieten, nu? Așa se produce finalmente finalizarea unui caracter. Dacă noi toată viața... Uh, mergem la biserică, venim dar tot strâng umblăm înseamnă că suntem niște oameni nevindecați niște oameni care nu sunt capabili să devenim pe scar de oameni care este de fapt subiectul meu din această zi tot timpul ne vom petrece toată viața în spital și niciodată nu vom ajunge la performanța de a fi vindecați, pus pe picioare mă te-am pus în picioare, stai în picioare Domnul Hristos ne pune în picioare iară cădem, iar ne pune în picioare iară cădem. păi cum să vă folosesc eu de voi mă dacă voi sunteți bolnavi și nu v-ați vind Odată, cum să fiți voi evangeliștii lumii? Deci într-o oarecare măsură trebuie să existe o simbioză a cooperării noastre cu Dumnezeu și încă o dată spun, problema noastră nu e păcatul. Am încetat și eu, așa cum spunea fratele uh, Alec, pare mi se, uh, spunea, am încercat ani de zile. Și eu la fel m-am regăsit în această experiență. Să-L impresionez pe Dumnezeu cu viața mea de spioșenie și de sfințenie. Și să știți că este un fiasco, un rateu total. Nu se poate. Ceea ce am observat este că ar trebui să mă intereseze mai puțin defectele mele de caracter și ar trebui să mă intereseze mai mult comuniunea mea cu Dumnezeu. Vreau să nu mai discut despre păcate, vreau să nu mai discut despre mizeria a ceea ce sunt, ci vreau să disc discut doar despre frumusețea caracterului Domnului Hristos. Vreau să vorbesc despre E Ce mai frumos lucru? Știți că pe nebăgare de seamă lucruri se schimbă în viața noastră, fără să depunem efort? Efortul este comuniunea. Vă spun, e mai ușor să ții canoane, să spui doctrine, să spui psalmă de rost, decât să stai o oră să povestești cu Domnul Hristos pe genunchi. Asta este provocarea poporului Dumnezeu. Și ca să concluzionez, să mergem mai departe, tot dumnea ei, al opta personalitate a, -a Statelor Unite, spunea: Este o greșeală fatală să crezi că nu ai nimic de făcut pentru a obține mântuirea. Însă nu se referea la faptul că prin ceea ce vom iniția în acest text, noi vom fi mântuiți. Nu. Este o greșeală fatală să crezi că nu ai nimic de făcut, adică nu ai nicio, an, nicio, um, 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 nicio, nicio combinare cu Dumnezeu. Trebuie să cooperezi. Cu agențiile cerești și ce spunea e acum și să vedeți capcana textului, capcana textului avem sau există o cruce care trebuie purtată pe cărarea vieții există un zid care trebuie escaladat înainte de a intra în cetatea veșnică și există o scară de urcat înainte de a ajunge la poarta de aur a lui Dumnezeu și pe măsură ce îți dai seama de incapacitatea și slăbiciunea ta. Strigi cu disperare după ajutor și o voce divină va veni la tine din adâncul raiului cerului și spune, apucă-te de puterea mea. Deci fiți atenți, capcana textului ne spune, avem o cruce de purtat, avem un zid de urcat și avem o scară, nu? De escaladat, mă rog, cum se zice. Avem crucea, zidul și scara pe care a văzut-o Iacob. Și încercăm să ne purtăm crucea. Câți dintre noi n-am căzut sub cruce? Nu o dată, de mai multe ori, corect? Și ajungem la concluzia, Doamne, mi-ai spus să port o cruce, nu pot. După aia, mai pus să umplu, urc zidul, am rău de înălțime. După aia, mai rău, mă pune să pun și scara și să urc până la cer. Și pe măsură ce îți dai seama că Dumnezeu te-a pus să faci ceva, nu. În slăbiciunea ta, strigi după ajutor. Iar o voce divină va veni din adâncul cerului și îți va spune, apucă-te de puterea mea. Deci, ideea este. Mântuirea este asigurată, sigilată, toți. Aveți egalul drept. Avem egalul drept de a fi mântuiți. Problema mea. Și a dumneavoastră. Problema noastră, ca oameni, este comunicarea, cooperarea, această frumoasă părtășie cu Domnul Isus. Faptul că mă rog, mă mântuiește? Nu, mântuirea e dată de Domnul Hristos. Dar faptul că mă rog și povestesc cu Domnul Isus arată că mă las impresionat de Duhul lui Dumnezeu, mă las impresionat de darul său, mă las condus și zic în sufletul meu, Doamne Isuse. Merg pe mâna ta. Nu risc să merg pe mâna mea, că am zeci de ani pe mâna mea și am crezut că voi fi mântuit și mai mizerabil am devenit. Acum, când vorbim de misiunea noastră, după ce ne vindecă Domnul de păcat și devenim ucenici și misionari, oamenii bucovi, ploiești, pe aici trebuie să știe despre noi. Sau este biserica asta, slavă Domnului, că suntem online și nu suntem cel mai mare secret al, al zonei. Dar cred că avem uh, o misiune. Să fim pescari de oameni intru la slide-ul numărul 1 și citesc din declarația pe care o făcea Domnul Hristos în Matei capitolul 10 versetul 16, o misiune extraordinară în care ni se spune, iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Misiune împlinită, asta este misiunea pe care ne-o dă Domnul Hristos astăzi nouă. Vreau să vă uitați în dreapta și în stânga dumneavoastră și să vă uitați la vecinul, colegul, fratele, suora care stă în dreapta sau în stânga dumneavoastră. Ce vedeți în ei, oi sau lupi? Noi suntem dus la adunare, corect? Suntem la adunare. Uite, în frate, pacea Domnului, cum sunteți? Oaie? Oaie! Dumneavoastră pace, frăcioare, oaie? Oaie! Uite, suntem oi între oi. Doar nu suntem lupi între lupi, doar oi între oi. Întrebarea este, este asta misiunea pe care ne-a dat-o Domnul? Zice, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Nu, sigur că în acest context, uh, ideea omului rațional spune, Dumnezeu, termină cu conflictul, aici suntem toți, până la urmă, toți suntem oameni, nu suntem nici oi, nici lupi, că dacă intrăm la indexul să vedem care e lup și care e oaie în biserică, nu mai încheiem sabatul, corect? Și atunci am zis, hai să reconciliem treaba. Cine-i oaie, Domnul știe. Cine-i lup, Domnul știe. Ideea, frate Liviu, că până la urmă în biserica noastră, toți suntem ce? Oameni. Ăsta este punctul fundamental. Toți suntem oameni, Domnule. Și greșim. Toți suntem oameni. Problema cu această declarație este că, dacă vă uitați în slide-ul 2, avem oi, lupi, șerpi și porumbei. Însă Domnul Hristos nu termină enunțul și mai merge la o declarație în Matei 10 cu 17. Zice, dacă zice că sunteți oameni, păziți-vă de oameni, că -și vă vor da în judecat osoboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Acum avem o problemă și mai mare decât prima. Deci prima dată ne-a trimis ca oi între lupi, corect? Așa spune textul? L-avem? La, la, așa? Acum zice că păziți-vă de oameni. Mergem la slide-ul. nu știu care slide e, cred că e următorul. Și avem aici, avem acum oi, lupi, șerpi, porumbei și oameni. Și Domnul nu spune păzește-te de oi, Domnul nu spune păzește-te de lupi, Domnul nu spune păzește-te de, de șerpi, Domnul nu spune păzește-te de, de porumbei, Domnul spune păzește-te de, de cine păzește de, de oameni. Cum lume să fie omul mai periculos decât lupul? Zice, păziți-vă de oameni. Dovada faptului că Dumnezeu dorește convertirea lupilor este că trimite oile în mijlocul, cor, în mijlocul lupilor, corect? Și atunci merge puțin mai departe și el ne-a făcut pescar de oameni pentru acest criteriu. Duceți-vă, iată-vă că trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor, spune Luca. Deci atenție, s-a complicat imaginea. Nu ne mai trimite ca pe niște oi, acum ne trimite ca pe niște ce? Miei. Ca pe niște miei. Care este șansa unui miel de supraviețuire în mijlocul lupilor? Zero. Da? Și totuși Dumnezeu are un plan de aparente sinucitere pentru ucenicii săi, iată că vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Doamne, chiar mă iubești? Chiar vorbesc serios, Doamne, să mă duc în mijlocul lupilor? Nu. Uh, următorul slide, uh, avem de predicat Evanghelia, avem de împărtășit cuvântul Lui Dumnezeu cu vecinii. Cui să-i predicăm? Cui să predicăm? Cum să predicăm? Și ce să predicăm la oameni? Credeți că se merită să răspundem la aceste trei întrebări? Mergem mai departe. Cui să predicăm? Este Marcu 16, cu versetul 15, apoi le-a zis: Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Deci, cui? Orice. Ce spune? Spune orice rasă? Nu. Orice făptură. Ce înseamnă făptură? Ui, lupi, șerpi, porumbei și oamenii sunt făpturi de asemenea sau nu? Zice, mergeți mă și predicați Evanghelia și la oameni, la orice făptură. Acum, din nou revenim la idee, oi, lupi, șerpi, porumbei și oameni. La cine? Mergem puțin mai departe, în Matei, capitolul 10, versetul 27, și spune cum să predicăm Evanghelia, că aici este o problemă. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină. Și ce auziți și optindu-se la ureche să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Deci asta este maniera, entuziasmul, efervescența, pasiunea, dorința, totul pentru Hristos. S-o facem cu toată pasiunea. Actorii spun minciuni în stil mare. Credinciosul spune un adevăr, ca și cum ar minți pe jumătate de gură. Sau cu jumătate de gură. Deci aceasta este maniera, acesta este spiritul în care trebuie să împărtășim oamenilor adevărul. Vreau să vă spun o chestie foarte interesantă. Când am devenit uh, și eu misionar în anii 90, au trecut 33 de ani de atunci, lucram în Maramureș, o zonă splendidă, frumoasă, cu oameni minunați. Circulam cu trenul, ca așa era pe vremea aia, de la Dej, la Ilva, Salva, oricum. Mergea un trenuleț pe sub tunele, pe sub văi și aveai timp să vorbești cu oamenii. După 1990, dacă vă aduceți aminte, zelul, pasiunea, dorința societății românești, după descătușarea celor 70 de ani de comunism, era mare. Casele de cultură erau pline de oameni care erau dornici să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Pe tren, pe autobuz, cu autostopul, Oricând puteai să deschizi o discuție discu discu cu privire la Domnul Hristos. Știți ce înseamnă zel fără pricepere? Eram în tren și povesteam cu oamenii și explodam de dorința de a împărtăși Cuvântul lui Dumnezeu cu cei de pe tren. Aveam două ore jumate și încalculasem eu ca să învăț pe oamenii în tren tot ce știu, eu, toate doctrinele. Și am luat-o cu Adam și am terminat cu Apocalipsa. Și le procesa uh, acest, uh, cum se cheamă, microprocesorul, nu? Așa le făcea ochii la oameni. Domnule, i-am spus de fiare, de de toate, ce tot ce am știut eu? Săraci, oameni erau încremeniți, nu mai aveau timp să respire. Le-am spus de de toate. Și după ce le-am spus de de toate, când a venit stația lor de tren ca să se dea jos, s-a uitat la mine, s-a uitat la ușe și când au rupt-o din compartiment, au deschis ușa, au trimit ușa și au fugit. Și eu mi-am zâmbit în barbă și am zis, mă, le-am spus tot. De acum poate să iardă focul că au mărturia adevărului. Chiar le spusesem eu tot? Ceea ce ești strigă atât de tare în urechile mele că nu mai auzi ce spui. Deci caracterul meu dinamic, mai dinamic decât e necesar, agresiv, nu? Eram și eu un inchizitor al bisericii, dar nu știam. Până când m-a trecut Dumnezeu prin Valea Morții și m-a învățat să înțeleg că atunci când predicăm Evanghelia, trebuie să existe niște maniere, un rafinament. Oamenii nu se uită la ce, suntem, ce spunem, să uită la ce suntem noi. Deci, ideea, povesteam cu, poate că cu riscul de a mă repeta, dar repetiția e mama văzăturii, povesteam cu lui Daniel, băiețelul meu, când era micuț, toată seara, în fiecare seară, când adormea pe pietul meu, îi povesteam experiența cu Daniel în groapa cu lei. Și la un moment dat, când era cu jumătate un ochi deschis și unul deschis aproape să ațipească, mă întrebă în Daniel, băi Dani, tu vrei să fii ca Daniel ăsta din Biblie? Și el spune, nu! Cum mă, mă pui de șase luni să spun povestea cu Daniel și acum tu îmi spui că nu vrei să fii ca Daniel? Și el se uită la mine așa și zice, nu, tati, eu nu știu cine e ăla. Dar eu vreau să fiu ca tatia meu. El nu știa pe Daniela la de dar el avea un exemplu așa. Vreau să fiu ca tati, vreau să fiu ca tine. spus-o în față. Nu știu dacă dumneavoastră ca părinți să vină mamelor, mă adresez mamelor, să vină, să vină fica dumneavoastră și să vă spună, mamă, vreau să fiu ca tine. Sau să vină tată, băiatul la tată și să spună, tată, vreau să fiu ca, ca, tine, vreau să fiu ca tine. Tu ești raw model, deci modelul meu, versiunea de caracter care vreau să o init în viață. Oamenii au nevoie de exemple concrete, oamenii au nevoie de un Hristos care, care trăiește în pantofi omenești, în trupuri și minți de oameni. Ah, ce frate, nu te uita la oameni, uite-te la Domnul Hristos. Da, da, Iisus spune, feriți-vă sau băgați de seamă, aveți grijă să nu vă facă oamenii răi. Deci contează cum predicăm Evanghelia, contează. Știți care este primul studiu pe care ar putea să-l împărtășim cu oamenii care nu i-am văzut niciodată? Să nu spunem nicio vorbă. De obicei lupii mușcă ca să-ți transmită un mesaj. Lupii nu mușcă neapărat ca un, au un caracter rău. Lu Lupii mușcă să spună că sunt singuri, sunt să nefericiți, sunt hăituiți, sunt uh, dezamăgiți de propria lor hoină reală și independență. Lupul mușcă să-ți transmită un mesaj. Lupul mușcă să spună, sunt singuri, am nevoie de ajutor. Și dacă suntem oi autentice, primul studiu Bibliei pe care îl vom oferi unui lup este să spunem nimic, să ascultăm durerea lupului. Dar oare avem noi răbdarea sfinților să spunem, să povestim, să, să, a, răbdarea sfinților să ascultăm păsul unui lup care vine să descarce tot sufletul lui? Nu îmi spune că de păcătos sunt, că știu. Întrebarea mea pentru tine, oaie, ce zici? Mai am speranță. Mai, mai, e șansă și pentru un lup ca mine să mă primească Dumnezeu? Asta e misiunea noastră, să răspundem la o astfel de întrebare și să ascultăm păsul și necazul lupului. Răbdarea Sfinților este ca în prima ta întâlnire cu un om din lume să nu spui nimic, doar să îi oferi posibilitatea să-l Știți câți oameni din lumea asta sunt atât de bucuroși pentru faptul că le oferi 5 minute să nu zici nimic și să-i asculți cu atenție. Este cel mai mare bansam pentru o persoană care vrea să se întoarcă la Dumnezeu și este în derivă și nu are soluții pentru viață? Să vezi că în lumea aglomerată și în dinamica nebună a societății în care trăim, există totuși cineva. Bă, mă ascultă. Știți că noi dăm în viteză. Pacea Domnului, frate, ce mai faci? Și omul se uită la tine și vede artificialul din fratele Liviu și zice, chiar ești interesat să știi cum fac. A, nu, 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 doar a zis așa pacea Domnului, dar n-am timp, știi? Și totuși întrebăm pe oameni în fugă ce mai faceți. Dar noi nu suntem interesați de ce mai fac ei cu adevărat. Aici este miza pentru câștigarea unui suflet de lup. Să ai răbdare, să-i dai un studiu biblic în care să spui nimic, ci doar să ai dispozibilitatea și răbdarea sfinților să-l asculți. Știți, în America avem o vorbă, nu există crimă perfectă, numai poliția incompetent. Nu există oameni cu totul rău, răi, care nu mai pot fi salvați, ci pastori nesuficienți de consacrați, care să se pleacă în mizeria și mocirla păcătosului și să-l ridice de acolo. Sigur că dacă mă bag după un păcătos în mașină, în laștină, ce credeți că mă scol curat de acolo? Asta e riscul. Îl las să moară ca să mă păstrez eu ca sfânt sau mă bag după omul ăla? Nu există crimă perfectă și doar cu poliția incompetent. Nu există om cu totul rău, ci doar un liviu nesuficient de consacrat care să se coboare în mizeria în ecazul omului respectiv. Mergem mai departe în studiul nostru. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină. Ce auziți și optindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Adică să nu ne fie rușine de cine suntem și ce predicăm și care este mesajul nostru. Uh, ce să predicăm? E, o declarație frumoasă în Matei 16, versetul 7. Și pe drum propovădui și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Ăsta este mesajul. Advent. Ăsta este mesajul nostru ca mișcare de reformă și așa mai departe. Împărăția cerului este aproape. Asta este ceea ce trebuie să predicăm. Împărăția cerului este aproape, vine Domnul Isus și vreau să merg acasă. Acum, când vorbim puțin despre elementele Evangheliei, de 2000 de ani se predică, zic eu, cam aceleași lucruri. Se predică, dacă vreți, o Evanghelie complexă în care ni se prezintă toate elementele acestei salvări. În primul rând, pornim, dacă avem textul, e cercul acela, recunoaștere. Omul recunoaște că e lup, că e căzut, apoi lupul dorește o schimbare, apoi lupul caută, este în căutarea unui soluții sau unui mântuitor, apoi când se întâlnește lupul cu mântuitorul prin intermediul agentului ceresc care ești tu și eu, acceptă cuvântul frumos împărtășit de mine și de tine lupului, apoi lupul încearcă să acceseze credința care bate la ușa lui, întoarce, nu? Uh, da, Apoi avem, după credința aceea, lupul începe să ia studii biblice și are cunoștința, intră în posesia cunoștinței cuvântului Dumnezeu. Cunoștința cuvântului lui Dumnezeu îl împodobește pe lup și începe să-i cadă blana. Și Domnul Hristos în el produce un caracter care, de care lupul nici măcar nu este conștient că el este schimbat și primește o natură nouă, care nu-i aparține, care nu poate cumpăra, care nu poate procesa prin eforturi, gimnastică și așa mai departe. După ce produce Isus în el acest caracter, apare lupta credinței, nu? După lupta credinței apare dorința de a-i salva un lup convertit, merge între lupii de altă dată, să lucreze, să facă misionarism cu ceilalți lupi și finalmente lupul devine o oaie autentică, născută din nou, convertită și el, lupul, care altădată mânca oi, acum E sau devine Evanghelistul? Transmite împărăția cerului care este aproape. De 2000 de ani asta se întâmplă în popor, în lume, în Evanghelie. Unii sunt mântuiți, alții nu sunt mântuiți. Ce, sau care, sau. Pentru ce motiv unii sunt mântuiți sau alții nu sunt mântuiți, nu pot să răspund pentru că nu sunt Dumnezeu. Nu bag pe nimeni în cer. Mergem mai, pu mai puțin mai departe. Împărăția Cerului este aproape. Undeva, în timpul pionieratului adventist, undeva în secolul XIX, acest nume celebru, e un nume de sonoritate în Statele Unite, William Miller predica un singur lucru, împărăția cerurilor este aproape. Auzea o voce în mintea lui permanent, Duhul lui Dumnezeu îl invita să meargă. Go and tell the world. Mergi și spune lumii. Ce să spună lumii? Păi asta că împărăția cerului este aproape. A fost un mare scandal în Statele Unite, adventismul este bagiocorit datorită acestui nume și datorită tentativei lui William Miller de a stabili o revenire a Domnului Hristos o dată exactă. Ceea ce dumnealui a făcut, să țin lucrurile simple, a fost stabilirea decretului de rezidire a Ierusalimului care a avut loc în 457, atenție, Cartea lui Ezra și Cartea lui Neemia, Neemia conțin trei decrete și aici a fost încurcătura lui William Miller. Decretul cel mai complex este găsit în unul din capitole, nu-i subiectul meu în această dupamiază, această dimineață, dar cert este că 457 îl conducea pe William Miller în cea mai lungă perioadă profetică stipulată de profetul Daniel. Nu? 2300 seri și dimineți, care bineînțeles era echivalentul la 2300 de ani. A calculat cum îl cheamă? William Miller a calculat aceasta din 457 decretul de rezidire până în 1844 au fost 2300 de ani și dimineți. Ceea ce spunea, comenta presa americană pe vremuri, unii îl bajocorirau, băi, unde este Isus, mă, care a spus, vine în împărăția celui. Care este vina acestui pionier advent? A spus că vine Isus în 1844. A greșit? Da. Ce a greșit? A greșit calcularea de la 457 la 1844 sau a greșit interpretarea evenimentului. Atenție! Asta este extrem de important. William Miller, spuneau ziarele, n-a greșit în calcul. Din 457, când s-a dat decretul pentru reziderea Ierusalimului, până în 1844, îs 2300 de ani. Problema este că William Miller a crezut că sanctuarul. înseamnă Adică curățirea sanctuarului înseamnă curățirea pământului și revenirea Domnului Hristos. A fost doar o greșeală de interpretare, dar în 1844 William Miller avea dreptate, data era corectă, ceva trebuia să se întâmple. Deci omul nu îi poate fi acuzat că a bătut câmpii în ceea ce privește profeția. Cred că a fost unul dintre cele mai ilustre personalități ale secolului XIX, care a reușit să producă sau să promoveze esența celei mai mari profeții din toată istoria Bibliei, 2300 Seri și dimineți. Deci, dacă e să-l acuzăm pe William Miller, îl putem acuza de o eroare de interpretare a evenimentului, dar datele sunt corecte, confirmau ziarele timpului, spuneau că datele sunt corecte și corespunzătoare. Merge puțin mai departe, acum venim la oile noastre. Hai să ne întoarcem la oile noastre. Care sunt oile noastre? Păi, oile noastre pentru popor, pentru biserică, sunt toți acești oameni care îi avem dacă ai textul ăla cu toate datele, cât să așa. Astea sunt oile noastre, ia uitați-vă aici. Oile fraților Dâmbucov și a fraților adventiști, așa, reformatori și cum suntem noi, sunt 1,3 miliarde de catolici, sunt oile noastre de a prezenta cuvântul, 1,9 miliarde de musulmani, 1,1 miliarde de hinduși, 0,4 miliarde de budiști, 0,8 miliarde, aproape un miliarde de protestanți, 0,3 miliarde de ortodoxi, 1,8 miliarde de religii, de alte așa, și un miliard de oameni nu pot declara nici că atei, nici că nu atei, de ce o fi, fără religie, agnostici, cum vreți să-i numiți dumneavoastră. Cam asta am găsit pe Google. Sigur că cifrele se schimbă în fiecare zi, în fiecare săptămână, așa că nu, astea sunt doar de natură orientativă, dar săptămâna, săptămâna trecute când am început să procesez acest subiect, ne-a dat, hai să ne întoarcem la oile noastre. Care sunt oile noastre? Păi ăștia! Ăștia sunt oile noastre. Ideea este, putem noi, suntem noi calificați să interacționăm cu acești oameni și să mergem printre ei. Pentru că Evanghelia noastră e globală. Apocalips, capitolul 18, ce spune? Am văzut un înger care a acoperit pământul cu toată slava lui, adică caracterul Domnului Hristos. Lumina aceea, slava, era caracterul Domnului Hristos. Ideea este cum compatibilizăm noi cu Uh, cum compatibilizăm noi cu uh, responsabilitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Noi suntem încă la nivelul de ping-pong. Observați, unul spune aia, uh, 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 vorbim, nu știm. Băi, cum, cum, să ne mântuim? Cum să, ne, uh, cum să venim în contact cu Domnul Hristos? Bă, vă fraților, uite, asta e treaba de făcut. 1,3 miliarde, 1,9, 1,1, astea sunt oile noastre și oile așteaptă. Suntem suficient de maturi și de consacrați? Avem noi acea iubire pasională pentru Domnul Hristos ca să nu mai putem de dorul celor care plâng și suspină din pricina oriciunilor făcute în sion? Asta este o realitate extrem de crudă, o realitate rece, care arată că de aia suntem încă pe planeta Pământ, că nu ne ducem la ăștia. La 1,3, la 1,9, la 1,1 și așa mai departe. Câteva uh, chestiuni simple. Cine dorește să schimbe lumea, trebuie mai întâi să o înțeleagă. Noi vrem să-i facem pe oameni ca noi. Și asta e problema. Că dacă oamenii nu gândesc ca noi, uh, nu mai sunt prietenii noștri. Dar noi n-ar trebui să-i facem pe oameni ca nimeni. Noi nu ne ducem să împărtășim cuvântul lui Dumnezeu ca să-i facem pe oameni ca mine, ca tine, ca noi. Misiunea noastră nu este să facem pe oameni ca noi. Misiunea noastră este să împărtășim soluția, care este Domnul Hristos, mântuirea prin Harul Lui Dumnezeu și să-i lăsăm pe oameni să decidă dacă vor să coopereze cu agentul ceresc sau nu. Cine dorește să schimbe lumea, trebuie mai întâi să o înțeleagă. Ce ar trebui să știm noi despre oamenii pe care dorim să îi aducem la Domnul, dacă chiar dorim? Știți, primul punct, Iisus predica Evanghelia, având caracterul Evangheliei. Nu știu dacă găsești slide-ul ăsta, Horia, l-avem acolo? A, nu l-avem, mă? Iisus predica Evanghelia având caracterul Evangheliei. Deci nu pot să predic Evanghelia dacă nu am caracterul Evangheliei, caracterul Domnului Iisus Hristos. O altă chestiune foarte interesantă, ce ar trebui să știm despre oameni, primul, suntem diferiți. Oamenii nu sunt la fel, dragii mei prieteni. Noi când mergem să împărtășim un cuvânt al lui Dumnezeu cu oamenii, trebuie să știi că te adresezi unei persoane care gândește diferit. Doi, suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Deci când ne ducem să împărtășim cuvântul lui Dumnezeu cu oamenii, nu ne ducem după o poziție de aroganță, de infatoare, băi, tu știi cine sunt eu, n-am mâncat carne în viața mea, iar tu dohănești, miroși de la o poșta tun Diferența între mine și ăla din șant spuneam la Câmpina aseară este că lumea e împărțită între păcătoși iertați și păcătoși Neiertați. Acum, dacă eu sunt păcătos iertat, am statutul acesta de păcătos iertat prin mila și harul lui Dumnezeu. Eu am dreptul să mă uit cu aroganță, ciniz, dispreț la cel care este în, în, în șans, care are tot statutul de păcătos ca și mine, dar e neiertat pentru că n-a venit la Domnul. Deci, suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Când povestim cu oamenii, nu-i facem să se simtă prost speriindu-i pe ei cu sfințenia noastră. Nu există sfințenia noastră. Ceea ce putem să facem pentru oameni este să-i să facem să se simtă bine și să, se in, să ne incriminăm pe noi ca să-i ridicăm pe ei și să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă că Domnul este iubire. Domnule, nu, nicio problemă. Să știi că am fost și eu ca dumneata ta. Poate că am făcut mai rău, dar Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu te iubește și te cheamă așa cum ești. Nu dă din mâini, nu fă gimnastici să te faci bun și după aia să vii la Domnul, că nu funcționează. Am încercat-o și eu, nu merge. E o găselniță a diavolului. Vino așa cum ești. O rezolvă Domnul. Haine, curate, aur, credință, toate ale de le dă Domnul. Tu doar vino la el. Ce frumos! Nu? Suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care trebuie să știm, Că avem nevoi diferite. Noi avem nevoi diferite. Omul cu care împărtășim cuvântul Lui Dumnezeu, poate că el are o problemă. Are cancer la pancreas și eu îi vorbesc de, eu știu ce, tensiune arterială. Nu? În, în termeni spirituali. Omul are o nevoie sufletească, iar eu îi dau un tratament de altă natură. Știți, noi. Apostolul, misionarul, credinciosul, creștinul, el este un medic. El cercetează pacientul, îl investigează înainte de a aplica un tratament, îl simți pe om și vezi despre ce, de ce suferă omul ăla. Nu ne aruncăm, puf, să aruncăm toată, dărâmăm toată farmacia de medicamente pe el și spune, ia și din asta, și din asta, și din asta. Nu! Îl ascultăm pe om, îi, îi, îi luăm temperatura sufletului, a minții, intensitatea emoțională, concluzionăm încet cu răbdare de ce suferă acest pacient, ce boală spirituală are. Cred că așa ar trebui să facă toți doctorii din lume, nu? Și oia de la spital și ea de la biserică, că și asta e tot un spital, nu? Și atunci descoperim că omul ăsta are niște nevoi diferite. Opa, eu am venit cu un medicament pregătit pentru omul ăsta, dar eu descoper că el are nevoie de un alt tratament. Deci, trebuie să știm despre oameni că avem nevoi diferite, suntem avem nevoi diferite. 4. Avem dreptul la opinie. Când ne întâlnim cu oamenii, dragii mei prieteni, trebuie să știm că ei au dreptul la opinie ca și mine și ca și tine. Când discutăm teologie, nu abordăm oamenii de pe o poziție foarte de aroganță, domnule, eu știu, tu nu știi nimic. Nu-l nu faci pe om de rușine. Nu. Intenția noastră când împărtășim Cuvântul Lui Dumnezeu nu este să insultăm pe oameni și să-i convingem cât de neștiutori și de nimicuri sunt ei și cât de dox uh, amin, cât de plin de doxologie sunt eu. Ăsta nu este interesul Lui Dumnezeu. Avem oamenii când povestim cu ei, au dreptul la opinie. Au dreptul să nu fie de acord cu mine și cu tine, dragul meu. Și aici intervine răbdarea uh, Sfinților. Câteodată avem așa un sentiment de frustrare, știți, în ghilimele, de cam sare și tare am vrea să concluzionăm discuția prin elevarea tonului și, spunem, și să spunem, este ca mine. Dar nu e ca mine, e ca Domnul. Eu n-am produs nicio credință. Eu n-am ceva sofisticat, magic, ca individ să dau oamenilor pentru mântuire. Tot ce pot să fac este să împărtășesc cu gingășie, să fim cu acea bucurie în sufletul nostru că putem să împărtășim această veste frumoasă uh, cu cei din jur despre Domnul Hristos. Oamenii care nu cred în Dumnezeu, oamenii care nu cred ca noi, au dreptul la opinie. Cinci avem drepturi și avem responsabilități. Dragii mei prieteni, aici este o chestiune foarte importantă, că trăim într-o lume în care oamenii vor să aibă drepturi, dar sunt reticenți să își asume ce? Responsabilitățile. Și asta se întâmplă și în adunare, se întâmplă în societate, în familie. Mergem mai departe, din nou, cine dorește să schimbe lumea, trebuie mai întâi să o Înțeleagă. Asta este secretul pentru a deveni misionari, sârguincioși, eficienți, care să aducă mai multe suflete în, la picioarele crucii și la picioarele Domnului Hristos. Ce se întâmplă când inversăm polaritățile? Mă apropii de final, sper să mai avem câteva secunde de răbdare. Dacă schimbăm versetul Domnului Hristos și inversăm polaritățile, Iată, citesc un, un, fals verset din Matei, capitolul 10. Iată, eu vă trimit ca pe niște lupi în mijlocul oilor. Fiți da, înțelepți ca porumbei și fără răutate ca șerpii. Am inversat polaritatea. Este o catastrofă? E catastrofă treaba asta, da? E, de câte ori nu ne comportăm în contextul ăsta? Inversăm polaritățile și ne întrebăm de ce nu avem eficiență și de ce oamenii nu se îndrăgostesc de Domnul Hristos, de ce oamenii nu vin la picioarele crucii, pentru că noi pervertim misiunea pe care ne-a încredințat-o Domnul Hristos. Uh, suferințe. Mergem la următorul slide. De ce suferă, de ce suferă omul, de ce suferă oamenii? U omul de la mine în jos și în sus noi suntem prizonieri ai propriului orgoliu, prizonieri ai resentimentelor, prizonieri ai culturii, prizonieri ai amintirilor, prizonieri ai ambițiilor, prizonieri ai prejudecăților, prizonieri ai păcatului. Dragii mei prieteni, de asta suferă omenirea, de asta suferim și noi și avem nevoie să mergem la picioare Domnului Hristos și să spunem, Doamne, dacă poți să mă scap de toate astea, scapă-mă, că eu nu pot. Și ce se întâmplă? Atitudinea pe care noi trebuie să o avem cu cei din jurul nostru este numărul 1, modestie, numărul 2, onestitate, numărul 3, avem nevoie de calm și numărul 4, avem nevoie de respect. Atunci când abordăm subiecte, noi avem acea, trebuie să avem atitudinea de modestie, să nu lăsăm impresia că noi știm mai bine ca cel cu care studiem. Când studiem Cuvântul Lui Dumnezeu cu cineva, trebuie să fim cât se poate de sinceri și onești, să ne păstrăm calmul, umilința și ne păstrăm și respectul față de opiniile celorlalți. Și atunci studiul biblic, părtășia cu Dumnezeu nu se transformă în polemică sau într-o dezbatere, ci într-o discuție sănătoasă, constructivă, în care omul se simte bine cu tine și tu te simți bine cu omul la picioarele crucii Domnului Isus Hristos. Sunteți de acord? Cred că asta este un lucru care Putem să învățăm și să ne asumăm responsabilitatea. Suntem pescari de oameni. Într-o lume în care revelația cuvântului este făcută cunoscută, într-o lume fără cuvânt. Noi, de fapt, ăsta este ultimul slide, hoia, suntem pescari de oameni. Revelația cuvântului predicată într-o lume fără cuvânt. Bunul Tată cere să ne ajute, să ne binecuvânteze și să ne dea acea înțelepciune cerească, Domnul Iisus spune înțelepciune șerpească, nu? Pă, mă, și îngrozesc. E un limbaj destul de interesant, nu? Fiți înțelepți ca șerpi. Și atunci Domnul Hristos mă învață pe mine să am înțelepciune șerpească și să am blândețea hmm. unui porumbel. O, oh, destul de tare. Ce vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lumilor, ul, lupilor, dar aveți o problemă sunteți oameni. Aveți grijă de oameni. Fraților, e adevărat, noi toți suntem oameni. Dar avem nevoie să mergem la piciorul crucii și să-i spunem Domnului Hristos acele lucruri frumoase pe care ni le-a spus cuvântul și Evanghelia. Închei cu acea declarație care îmi place atât de mult. Dacă ați adunat la oaltă tot ce este bun, sfânt, nobil și frumos, în om și apoi ați prezentat toate acestea înaintea îngerilor lui Dumnezeu ca având o parte în mântuirea sufletului omenesc sau vreun merit eventual care atârnă greu în balanță pentru mântuirea noastră, propunerea ar fi respinsă ca trădare. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze în această dimineață și să învățăm la picioare crucii că avem de evangelizat lumea și ați văzut cât de mulți oameni sunt. Trebuie să înțelegem, trebuie să le cunoaștem cultura și religia, trebuie să le cunoaștem caracterul, trebuie să le cunoaștem ambițiile, aspirațiile de viață ca să-i putem salva și mântui, să -i, adică Domnul Hristos să-i salveze și să-i mântuiască. Suntem canale de lumină, sarea pământului, o lumină care a fost pusă pe un deal ca să fie văzută de toți oamenii. Bunul Tată cere să fie binecuvântată în această dimineață și mă bucur enorm pentru că am avut șansa să fiu alături de dumneavoastră și cei care sunt în pe calea undelor online. Îi salutăm și sperăm că veți fi și după amiază cu noi la ora 3 și jumătate. De aceea aș vrea să mai fac un anunț. Avem acest, aceast, acest ciclu de prezentări sub egida uh, titlului Rămas Bun Pământ. Aseară am avut mai este mult din noapte. În dimineața asta am povestit despre puțin despre cum ar trebui să fim ca să salvăm, să ajutăm pe oameni să-i călăuzim spre Domnul. Apoi, bineînțeles că următoarea vineri o vom demara toate celelalte prezentări, nu Imperiul fără garduri, vinerea viitoare, următoarea vinere unde să ne ducem, dar vin unde ești, merită să crezi drept la apel, nu lipsi la întâlnire și cerul este prea ieftin. Toate acestea vor fi depănate într-un concept, așa zis, seminar de reînsuflețire spirituală, dacă vreți să-i spuneți, și îl vom avea în fiecare vineri seara. Așteptăm să fiți prezenți pe calea undelor și în persoană la Bucov. Vă mulțumim pentru atenție și Domnul Iisus să fie cu dumneavoastră. Amin.